Am avut o conversație interesantă cu un domn, cu o entitate care este acum aici în această viață, în acest corp, în corpul unei bărbat. Și el zice că el este calea să aflăm adevărul. El, așa cum numește pe el, el este noul Mesia aici pe pământ. Și care este intenția mea și de ce am simțit să fac acest video și să răspândesc, să aduc, de fapt, astfel de claritate, astfel de conștientizare pentru tine și pentru mine și pentru noi. Când apar astfel de situații, când apar astfel de persoane, să răspândesc, metodele lor, metodele dark energy, cum folosește, ce fel de cuvinte folosește, ce face, ce strategie are. Și să știi cât de ușor, rapid, perfect și foarte, foarte simplu, un lucrător de energie neagră, foarte simplu, foarte ușor, foarte rapid, își arată adevărata lui față. Da? Dark Energy folosește toate metodele posibile, inclusiv religia, toate vibrațiile joase, precum frica, vinovăția, judecata, rușina și toate acestea, plus peste tot, da? Și pe social media. Face tot posibil să răspândească energia lui, da? Și să coboare vibrația noastră. Și noi, foarte simplu, doar prin a fi conectat la esența noastră divină, doar prin a fi conectat la surse de lumină și iubire și a menține vibrația noastră ridicată, de a fi în energia adevărului și de a primi și de a răspândi adevărul, foarte simplu. Ne putem proteja, da? Putem să creăm protecție în jurul nostru, foarte simplu. De ce? Din cauza că avem vibrație ridicată și alegem să avem vibrație ridicată și când ai vibrație ridicată, nicio entitate de vibrație joasă nu poate să se apropie de tine și dacă se apropie de tine, de atât e vibrația ta ridicată, de atât e lumina și iubirea pe care o ai, îl transformi sau o transformi în lumină și iubire și poți să ghidezi către surse de lumină și iubire. Așa că, hai să împărtășesc cu tine mesajul lui acest domn, unde apare numele lui sau numărul lui de telefon. Eu o să blurez și eu nu o să împărtășesc cu tine, doar vreau să împărtășesc ei, astfel de persoane, astfel de entități care ei zic că sunt Mesia pe pământ sau doar adevărul este la ei și doar prin ei, prin religia lor, prin cultura lor sau prin educația lor, prin cultura lor, prin conceptul lor, doar prin ei poți să ajungi la rai sau doar prin ei poți să ajungi la adevărat lumină și iubire sau Dumnezeu. Eu îți recomand când cineva vine și spune ție așa ceva, foarte simplu, să zâmbești și să alegi o altă cale decât calea care astfel de persoane propun ție. Da? Ok. Zice salut. Bla bla, numele lui. Dacă te interesează adevărul, vei afla de la mine. Interesant. Nici eu nu am întrebat dacă vreau să aflu adevărul, dar el vrea să bagă, așa, într-un fel forțat în gâtul meu, adevărul, dar eu nici nu am contactat, nici nu știu cine e. Da? Deci, dacă te interesează adevărul, vei afla de la mine, nu de la altcineva, doar de la el. Dacă vrei să ajuți cu adevărat vorbim. Adică eu până acum n-am ajutat cu adevărat, ci dânsul mă poate ghida, fără eu să cer ajutor de la el. Da? Mă poate ajuta să mă ghideze, da? Ca să ajut cu adevărat. Eu sunt calea și lumină a cunoașterii. Deja din primii cuvinte, de la primii propoziții scrise astfel de entități, astfel de persoane, poți să-ți dai seama că acest om sau omul care răspândește o cunoaștere, o religie, o cultură, o sectă sau whatever, terapeut, preot, habar nu am, lider, guru, da? Felul care vorbește, felul care rostește cuvintele este foarte clar, acest om, da? Zice că tu nu ești adevărat. Tu nu ești conectat la lumină și iubire. Tu ești lipsit de lumină și iubire și cunoaștere, lipsit de adevăr și doar prin mine, da? Eu pot să-ți arăt să ajungi la lumină și iubire. Da? Deci trebuie să fim foarte atenți. Noi avem responsabilitatea să fim foarte atenți
la vibrația cuvintelor care astfel de persoane, astfel de religie, astfel de cultură sau concepte sau, am zis, terapeuți, preoți, ghizi spiritual, sunt și terapeuți spiritual care folosesc astfel de metode. Și acum împărtășesc cu tine eu ce am răspuns la acest om. Mulțumesc pentru mesaj. Primul tău propoziție, din punctul meu de vedere, ai ars-o. Acel om, acea entitate, acea persoană, acel guru, acel preot, acel poate să fie profet care consideră că adevărul suprem este doar la el și cine vrea să afle adevărul doar prin el sau prin ea se poate afla, este clar că a picat rău de tot în capcana energiei neagră și în ego. Și din acest punct de vedere, eu dar împărtășit cu tine punctul meu de vedere și să te privești din alt punct de vedere, să ceri ajutorul și susținerea cele mai înalte entități de lumină și iubire, da? Și să ieși din acea capcană care ai picat, unde consider că adevărul este în tine, la tine, și cine vrea să afle doar prin tine poate să afle adevărul. Te binecuvântez, Domnul, cu lumină și iubire pură direct de la sus. Așa că ai observat, am făcut tot posibilul să-l respect și nu am coborât-o pe el, doar am vrut să-l aduc în spațiul lui, că ceea ce face este clar din spațiul ego vorbește cu mine, nu vorbește egal cu mine, da? Vorbește la un nivel superior și mă coboară pe mine ca să simt eu vinovat, păcătos sau să-mi fie rușine de ceea ce fac, ceea ce și religia, în religie se folosește, da? Judecată, rușină, vinovăția și frica, da? Ok, și ideea este că după acest mesaj, el a împărtășit cu mine niște mesaje foarte interesante și n-a putut să rezistă să nu arată adevărata lui față. Asta vreau să zic. Atunci când tu ești conectat la surse de lumină și iubire și ai făcut această alegere din inimă, cu toată încrederea absolută în tine și Dumnezeu sursă, la cele mai înalte entități de lumină și iubire și ai zis că da, eu am ales și aleg de acum încolo să fiu un lucrător de lumină și iubire, gata. De acel moment încolo, nicio entitate de vibrație joasă nu poate să se apropie de tine și dacă se apropie, de atât vibrația ta ridicată, lumina și iubirea ta arată adevărata lui față și adevărata lui intenții ascunse. Okay? Și ce s-a întâmplat? Foarte simplu, a arătat mie adevărata lui față. Zice așa, eu sunt noul Mesia pe pământ. No, bravo, numele meu este Masih, în persană, în arabă. Dacă vrem să spunem eu sunt Masih, ceea ce eu niciodată nu am zis că eu sunt Mesia, niciodată n-am zis așa ceva, da? Dar dânsul zice că eu sunt noul Mesia pe pământ, așa că tu nu ai putea să-mi zici ce și cum. Tonul de superioritate este degeaba. După ce cum îți dai seama, în acest caz, lucrezi pentru mine fără să vrei. Așa că ciocul mic. Eu nu pot să pierd decât voi, lumea. Puteți să pierdeți. No, bravo. Mesia, care ar trebui să răspândească lumina, iubirea, înțelepciunea, pacea, bucuria, se pierdem? Se pierdem ce? Dar nu există pierdere. O vorbă foarte înțeleaptă și foarte simplu. Noi tot timpul câștigăm sau învățăm. Nu există pierdere. Și în felul acesta tu vrei să mă simt să mă faci pe mine să mă simt vinovat, să cobor vibrația mea și zici că tu ești noul Mesia pe pământ? Ok. Și următorul mesaj zice, dacă nu vrei să afli cum este posibil să existe cineva ca mine în realitate și multe altele interesante despre care tu predici, eu nu știu dacă am prezis ceva, eu doar am împărtășit acele informații care am primit eu la rândul meu și simt că sunt adevărate și este responsabilitatea mea să dau mai departe, să afli și tu un alt aspect de noul pământ și ceea ce se întâmplă în perioada aceasta și pentru ce tu și eu și noi ca și suflete voluntare am ales în perioada aceasta să venim, să coborăm acum aici pe pământ în acest corp. În primul rând nu există pierdere, moartea nu este finalul și eu nu prezic nimic. Eu doar aduc un alt aspect de adevăr.
adevărul nu are un singur aspect, adevărul are foarte multe aspecte. Și așa că continuă mesajul lui așa. Ești un ignorant și pentru că pentru ce mesaj mi-ai trimis, văd că ești un ticălos. Pa! Asta a fost, de fapt, inspirația mea și intenția mea de a răspândi și de a face acest video astăzi, să împărtășesc cu tine. Și mesajul pentru mine și pentru tine asta este. Atunci când noi alegem, conștient, din spațiul inimii, da? Eu o să fiu un lucrător de lumină și iubire și aleg acum aici. Sunt și să fiu mereu ghidat sau ghidată din partea cele mai înalte entități de lumină și iubire. Din partea ghizii mei spiritual, sinele meu superior, arhanghelii, maeștrii înălțați, Dumnezeu sursă, da? Și cele mai înalte entități de lumină și iubire, când am făcut această alegere conștient și am spus asta direct pe față, dar tu că am făcut această alegere conștient, sau tu, dacă ești femeie, conștient ai făcut această alegere, și în această direcție, tot timpul, orice simți, gândești, vorbești și faci este bazat pe adevăr și faci din inimă pentru a ridica vibrația ta și vibrația planetară, ești extrem de iubit, iubită, ești extrem de susținut, susținută, ești extrem de protejat, protejată. Nici o entitate de vibrații joase, niciun om, nicio energie neagră, drăgușorii aia mici, drăgălași, cu cornițe și cu codițe și cu foc, ca și filmele care nu poate să se apropie de tine, da? De ce? Din cauza că eu, tu, noi alegem să avem vibrații ridicate. Și în felul acesta, foarte simplu. Ești extrem de iubit, iubită, susținut, susținut, protejat, protejată. Și în felul acesta poți să spui că ai și protecție divină. Același lucru este, din cauza că ai vibrație ridicată. Așa că îți recomand, bazat pe tabelul conștiinței, da? Mereu ține vibrația ta ridicată de la nivelul curaj în sus și trăiește în vibrația neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune, iubire, iubire de sine, da? Și bucurie, da? Bucură-te de fiecare clipă de prezența ta acum aici, în această viață, în acest corp și fii în pace. În pace totală tu cu tine și cu tot ce este în jurul tău. Și apoi binecuvântează. Tot timpul binecuvântează tu pe tine și pe tot ce este în jurul tău. Fii ca un soare, oricând mergi pe stradă, oricând intri în biroul unde lucrezi, în mall, în public, oriunde mergi, la tine în casă, oriunde ești, ești ca un soare, vezi pe tine că ești ca un soare, Și ca un soare, da, razele de lumină se răspândește de tine peste tot și binecuvântez tot, absolut tot ce este în jurul tău. Obiectele, pereții, mobilul tău, internetul, instalații de gaz, curent, mâncarea, apa, animalele, insectele, clădirile, ușa, geamul, absolut tot, străzile, asfaltul, oamenii. Da? Și în felul acesta tu ridici vibrația ta și ridici vibrația planetară. Și așa cum vezi, bazat pe tabelul conștiinței și ceea ce este o versiune care noi am măsurat și am ajuns la acest tabel, da? Care este redesign sau refăcut de mine, vibrația, binecuvântare, este atât de ridicat că datorită vibrația ta, ceea ce gândești, vorbești și rostești și binecuvântezi tot ce este în jurul tău, da? Influențezi peste 50 de milioane de oameni, lucruri, obiecte, și absolut tot ce este în jurul tău. Așa că, have fun! Bucură-te de fiecare clipă de prezență ta în această viață, în acest corp, că tot așa, vibrația bucuriei este la nivel 540 și influențezi peste 3 milioane de oameni, obiecte, animale, insecte, absolut tot ce este în jurul tău, simplu fapt că tu ești în vibrația bucuriei. Și fii foarte liniștit, liniștită, că niciodată nicio entitate de vibrații joasă nu poate să se apropie de tine atunci când tu alegi să ai vibrație ridicată.